Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Deschidem emisiunea noastră de astăzi cu evenimentul ce a avut loc în prima zi de Paști în centrul municipiului Rădăuți. Oficialități județene, oficialități locale și deopotrivă mulți curioși s-au adunat aici pentru a vedea cea mai mare pască. Măsurată de cei de la Academia Recordurilor, pasca de 2 metri și 10 centimetri a fost sfințită, tăiată și împărțită celor prezenți. Dar este cineva binecredincios și iubitor de Dumnezeu să se bucure de acest praznic frumos și luminat? Dar este cineva slugă înțeleaptă să intre bucurându-se într-o bucurie a Domnului Său? De s-a ostenit cineva postind să-și ia acum răsplată? De a lucra cineva din ceasul cel din tâi să-și primească astăzi plata cea dreaptă? De a venit cineva după ceasul al treilea mulțumind să prăznuiască? De a ajuns cineva după ceasul al șaselea să nu se îndoiască nici de cum, căci cu nimic nu va fi păgubit. De a întârzia cineva până în ceasul al nouălea să se apropie nici de cum îndoindu-se. De a ajuns cineva abia în ceasul al 11-lea să nu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind stăpânul primește pe cel de pe urmă ca și pe cel din tâi. Odihnește pe cel din al 11-lea ceas ca și pe cel ce a lucrat din ceasul din tâi. Și pe cel de pe urmă miluiește și pe cel din tâi mângâie și aceluia plătește și acestuia dăruiește și faptele le primește și gândul îl ține în seamă și lucrul îl prețuiește și voința o laudă. Hristos a înviat! Preacucernici părinți, domnilor parlamentari, stimați consilieri locali, stimați rădăuțeni, iată că astăzi, în ziua de Paști, suntem cu toți la un eveniment deosebit pentru municipiul Rădăuți, pentru a sfinți Pasca Bucovineană, care deja a fost măsurată și a intrat în Cartea Recordurilor. În calitatea pe care o am de primar al municipiului Rădăuți, vreau să vă doresc tuturor un Paște fericit, sărbători cu bine și să auzim numai de bine. Doamne ajută tuturor! Dar cuvântul, Doamne, pentru Academia, de la Academia Recordurilor. Hristos a înviat! Academia Recordurilor Mondiale omologează numeroase recorduri culinare. La cer de astăzi are o semnificație aparte. Pasca este simbolistică pământului, a perfecțiunii, cu atât mai mult când este realizat aici în legendarul Ținut al Bucovinei. În urma măsurătorii și verificării, astăzi confirmăm faptul că această pască are un diametru de 2,10 cm și întrunește toate condițiile pentru a fi declarată record mondial. În numele Academiei Recordurilor Mondiale, vă felicit pentru realizarea acestui nou record, cea mai mare pască din lume. Vreau să vă mulțumesc foarte mult și ne face o mare onoare pentru noi rădăuțenii. Cu această ocazie o să fie auzit Rădăuțul și o să se audă și peste Oatare și nu de ce și în lumea întreagă.
Bine v-am găsit! Citim adesea cărțile în care ne regăsim, iar unele dintre acestea nu-și pierd niciodată autenticitatea. Romanul Foamea, pe care l-am ales astăzi, de Knut Hamsun, este povestea unui tânăr scriitor care trăiește într-o sărăcie dusă la extreme. Mereu înfometat, fără o locuință sigură, etern chiriaș rău platnic, își amanetează tot ce are, de la vesta veche până la ochelarii salvatori. Păstrând în minte verbul acid al unui articol pe care nu reușește să-l scrie, personajul încearcă să se angajeze, rămânând fără succes chiar și în cele mai mizere slujbe. Scena epocală, în care încearcă să scrie cu un creion Bond pe o bancă sordidă din parc, rămâne una dintre culmile romanului. Eroul bate pe la ușa redacțiilor cu gândul că va primi un avans. Ajunge chiar să fie arestat, loc în care privește cu disperare la mâncarea pe care o primesc colegii de celulă. Foamea îl împinge la trucuri de neimaginat, cum ar fi apariția personajului într-o măcelărie pentru a cere un os cu carne, anume pentru câinele său. Firește, câinele nu există, iar personajul roade osul până la obsesie. Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la nașterea scriitorului norvegian Knut Hamsun. În anul 1920, la vârsta de 61 de ani, a primit premiul Nobel pentru opera sa Rodul Pământului. A avut o viață extrem de grea. La vârsta de 17 ani, a devenit ucenic la un producător de frânghii. Și-a câștigat existența făcând tot felul de munci, care mai de care mai umilitoare, de la ajutor de frânghier până la ucenic de cizmar sau băiat de prăvălie și în cele din urmă învățător. În Statele Unite este taxator de tramvai, muncitor agricol sau chiar pastor. Knut Hamsun a gustat din toate bucuriile și necazurile vieții, dar nu și-a trădat adevărata vocație, scrisul. Adeziunea la ideologia extremei drepte i-a asigurat lui Hamsun tiraje uriașe în Germania nazistă, dar sfârșitul războiului l-a transformat într-un personaj indezirabil. Dincolo de convingerile sale politice, Hamsun uimește veacurile prin scritura sa plină de verbă. Romanul Foamea este considerat semi-autobiografic. Se pare că nimeni nu a reușit să descrie atât de bine foamea și sărăcia care pot duce ființa umană aproape de nebunie. Ședeam acolo pe bancă, gândindu-mă la toate acestea și eram tot mai pornit împotriva lui Dumnezeu din cauza necazurilor necontenite pe care le îngrămădea pe capul meu. Mi-au venit în minte frânturi din cele învățate în copilărie, mi-rosuna în urechi stilul solemn al Bibliei și vorbeam încet cu mine însumi, aplecându-mi sarcastic capul într-o parte. De ce mă preocupa ce voi mânca, ce voi bea și în ce voi îmbrăca acest mizerabil sac de vierbi numit trupul meu pământesc? Dumnezeu a vărât un deget în rețeaua nervilor mei și discret, doar întreacăt, am curcat puțin firele. Pe locul unde pusese degetul, care era degetul lui Dumnezeu, a rămas o urmă, iar pe creierul meu o rană, mărturisește autorul. Cu siguranță că în inima dumneavoastră această carte, aflată la Biblioteca Tudor Flondor, ar putea lăsa nu o rană, măcar o urmă de neuitat. Rămâneți cu bine! Bun găsit, stimați telespectatori! Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi a ajuns la rubrica Altar. Suntem astăzi la Sfânta Mănăstire Putna pentru că nu oricine se învrednicește a aduce Sfânta Lumină de la locurile sfinte. Stăm de vorbă cu starețul mănăstirii, Melchisedec Velnic. Vă mulțumim Hristos că ne-ați primit. Sănătate multă și bucurie tuturor telespectatorilor postului de televiziune. A spus că nu oricine se învrednicește să aducă Sfânta Lumină. Așa este. Nu e vorba de o vrednicie. Nu pot să spun că Dumnezeu m-a învrednicit. Că vrednicia nu o dobândim noi prin faptele noastre, ci o milostivire a lui Dumnezeu. Pentru mine, cel puțin, a fost un dar pe care l-am simțit și pe care l-am primit ca de la Dumnezeu venind. Pentru că niciodată nu m-am gândit că atât timp cât voi fi stareți aici la Putna, voi putea să merg și să văd Sfânta Lumină și să mă întorc cu Sfânta Lumină, să o împărtășesc credincioșilor de aici, de la altarul Mănăstirii Putna, de la Ierusalimul de acum al neamului românesc. Căci dacă Lumina Sfântă vine la Ierusalimul tuturor neamurilor, la Ierusalimul
Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, unde El a pătimit la mormântul Sfânt. Am împărțit-o de acum și de la mormântul Marului Ștefan, a Ierusalimului neamului românesc. Ne-a ajutat prea bunul Dumnezeu. Am spus că a fost un dar de la Dumnezeu și l-am simțit ca pe un dar. Nu am căutat eu, ci chiar atunci... Vreau să întreb, de ce merg să dă atunci, și nu altă față bisericească? Când n-a prea simțit upime, a decis ca să se aducă Sfânta Lumină de la Ierusalim, el din start a spus, da, Părintele Stareț de la Putna și vom mai vedea cine va mai merge. Eu singurul lucru pe care l-am făcut, nu am zis nu, ci am primit ca o ascultare, sincer să fim, mai mult decât o ascultare, am primit ca o binecuvântare chiar, care a venit de sus. Fapte vrednice nu am, dar dacă Dumnezeu a rânduit așa, ne supunem rânduielii dumnezeiești. Cum a fost de la drum și până la sosire? Ați mai fost la locurile sfinte? Am mai fost la locurile sfinte, dar am fost în perioada sărbătorilor de iarnă anului 2008, când am participat la sărbătoarea nașterii Domnului la Betleem, apoi la anul nou la Sfântul Mormânt, unde am slujit cu Patriarhul Teofil, apoi la Bobotează, deci acolo toate sărbătorile sunt după calendarul neîndreptat, și la Bobotează iarăși am slujit la Sfântul Mormânt cu Patriarhul Ierusalimului Teofil al III-lea. Deci am vizitat locurile sfinte, le-am văzut, pentru mine a fost, acum zic, o revenire la locurile sfinte și de fiecare dată când mergi și te hrănești de undeva, te adăpi, cunoști ceva, dorești după aceea tot mai mult să te adăpi, să te hrănești din ceea ce ai gustat cândva, pentru că așa este lucrarea dumnezeiască. Harul lui Dumnezeu nouă ni se împărtășește, ni se dă după milostivirea și pe cât ne este nouă de trebuință. Dar de multe ori Harul Dumnezeu se retrage de la noi și ne lasă ca pe noi să avem dorul acela dumnezeiesc. Ei bine, cred că Dumnezeu a rânduit ca să am acest dor și să mă întorc cu un dor la Ierusalim de a ajunge iarăși la Sfântul Mormânt și de a mă închina la Sfântul Mormânt. Și dorul acesta s-a împlinit, mergând în sâmbătă, ajungând la Sfântul Mormânt în Vinerea Mare, căci am plecat de aici vineri, joi noaptea spre vineri, după denia celor 12 Evanghelii, am plecat spre București și vineri la orele 13 am ajuns la Tel Aviv. În jur de ora 14 ieșeam deja la Ierusalim. Iar seara în jur de ora 21 eram la Sfântul Mormânt. Deci vineri seara ați intrat chiar acolo? La Sfântul Mormânt. Desigur, am intrat în Biserica Sfântului Mormânt, ne-am închinat și ajutat aglomerație, ca de fiecare dată, la Sfântul Mormânt și mai cu seamă în ajun de sărbători și mai cu seamă acum fiind sărbătoarea sărbătorilor și praznicul praznicilor, multă lume, români foarte mulți și ruși. Dar cum ați străbătut aglomerația? A ajutat prea bunul Dumnezeu, nimic de spus, am avut prin consulatul român, Ambasada României de la Tel Aviv s-a îngrijit de lucrul acesta și am avut protocol, protocolul care s-a stabilit dinainte, a înlesnit absolut ca noi să pătrundem și să ne închinăm la Sfântul Mormânt. Dar în ajun, deci seara, atunci am mers liber, fără protocol, deci singur, fără ca să ne cunoască nimeni, ceea ce ne-a și oferit posibilitatea, bucuria, ca împreună cu toți cei care ne-au însoțit, și mai mult ei decât eu, să facem la Sfântul Mormânt acatistul Sfântului Mormânt. Lucru care pe mine m-a bucurat și m-a mângâiat mult, că este acolo un loc chiar lângă Sfântul Mormânt, care, zic eu așa, este un loc de tainic, de suflet, unde parcă îl simți pe Dumnezeu mai aproape, pe Iisus Hristos, cel îngropat și înviat, îl simți acolo lângă tine. Ei, și chiar în locul acela a ajutat prea bun Dumnezeu să facem acatistul Sfântului Mormânt. Nu e nimic întâmplător în viața noastră. Toate sunt rânduite de prea bunul Dumnezeu și El este acela care ne călăuzește pașii. Noi, dacă ne plecăm smeriți sub bagheta dumnezeirii, sub mâna puternică a lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu lucrează și este viu prin noi. Tot ceea ce s-a făcut, aducerea Sfintei Lumini în țară, este o lucrare a lui Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit că, iată, pentru prima dată, Bucovina să dea tonul, căci acesta este adevărul,
De la noi a plecat de aici, din Bucovina, a plecat ideea ca să se aducă Sfânta Lumină. Ca vețuitor, ca părinte, ca monah, desigur, în anii din urmă, când vedeam că celelalte biserici ortodoxe surori, Biserica Rusă, Biserica Ucrainei, Biserica Greciei, aduceau Sfânta Lumină și numai la noi, la români, ajungeam mai târziu, noi cel puțin, aduceam și noi, dar mai târziu, pe joi, pe vineri, ajungea și la noi. Ei, anul acesta a rânduit prea bunul Dumnezeu ca, iată, să avem. Și inițiativa a aparținut bucovinenilor și, în mod deosebit, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Fluturi, care Dumnezeu a lucrat prin el. Căci Dumnezeu lucrează și este viu și el a mers la Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Imen și i-a spus gândul pe care îl are și Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Imen a binecuvântat și a rânduit, a spus de la început, da, să meargă Părintele Stareț și vom mai vedea cine va mai merge. Încă într-un timp, președintele Consiliului Județean nu voia ca să meargă. Și atunci noi am intervenit. Dacă tot vă osteniți, de ce să nu fiți? Mergeți cu noi. Deci l-am susținut și noi cumva, l-am încurajat ca să meargă. De ce? Pentru că a fost o lucrare, o lucrare duhovnicească, dumnezeiască. Și oricât ar încerca unii să dea o nuanță politică, o culoare politică, trebuie să lăsăm politicul deoparte, să nu-l amestecăm. E o lucrare dumnezeiască și ce s-a făcut este un lucru bun, duhovnicesc, sfânt și foarte multă lume s-a bucurat, foarte multă lume s-a folosit de lucrul acesta. Duhovnicești. Vreau câteva amănunte despre Lumina Sfântă. Cum în ziua de sâmbătă, cât a durat, de la cine? Da. În ziua de sâmbătă, în jur de ora 9:30, ne-am întâlnit acolo pe... În afara cetății Ierusalimului, a cetății vechi a Ierusalimului, iar de acolo au fost preluate toate delegațiile care au venit special pentru a lua Sfânta Lumină, după cunoștința mea, au fost în jur de 11 delegații care au venit ale bisericilor ortodoxe, care au venit special ca să ia Sfânta Lumină și care s-au și întors atunci imediat în țara de unde au venit. Ne-am întâlnit acolo chiar cunoștințe cu Mitropolitul Nicolae de Plovdiv, din Bulgaria, din Grecia, din Cipru, din Rusia, deci unii dintre ei ne-am mai văzut, ne-am mai întâlnit. Și ne-am mai întâlnit la Sfântul Mormânt sau în Sfântul Munte, diferite prelejuri. Deci de acolo am plecat la Patriarhie, după ce ne-am întâlnit toate delegații, am plecat la Patriarhie, la Patriarhul Teofil al III-lea. Delegația noastră a Bucovinei, din fericire, a fost prima care a fost primită de Patriarhul Teofil. Am dus în dar din partea noastră un coș cu ouă încondeiate de aici, din Bucovina, câteva chiar pictate aici în mănăstire, un ou mare de struț frumos pictat aici în mănăstire la noi de către vețuitorii mănăstirii. Apoi câteva minute ne-am întreținut, așa, schimburi de păreri, ca așa se cuvine, după care de acum am participat la parada care s-a înainte de venirea Sfintei Lumini, că este o paradă, o procesiune deosebit de frumoasă pe care organizează creștinii ortodoxi din Betleem, arabii ortodoxi din Betleem și din ținuturile Ierusalimului, iar anul acesta au venit și din Siria, lucru care a surprins pe mulți dintre noi. Ei, și după ce am participat am văzut parada aceea respectivă deosebit de frumoasă, ne-am deplasat către Sfântul Mormânt, am ajuns în fața Sfântului Mormânt, iar acolo, în rugăciune, după ce Sfântul Mormânt a fost înconjurat în procesiune de către Patriarhul Teofil cu clerici, cu slujitori de 3 ori, la un jur de ora 14:05, a venit Sfânta Lumină. Cum a venit? Sfânta Lumină, fiecare creștin care merge la Ierusalim, atât în anii din urmă, cât și anul acesta, o vede deosebit. N-aș zice după credința lui, ci după milostivirea lui Dumnezeu. Pentru că Sfânta Lumină nu este nimic altceva decât un dar și o milostivire a lui Dumnezeu pe care o face nouă creștinilor ortodoxi. De ce spun lucrul acesta? Și aceasta pentru dragostea lui nemărginită pe care o are față de noi. De ce spun lucrul acesta? Pentru că au fost ani în care ortodoxii nu au fost primiți la Sfântul Mormânt, ci au fost lăsați în afara Sfântului Mormânt. Ei bine, Sfânta Lumină nu a venit la cei care erau atunci la Sfântul Mormânt acolo, ci a venit afară, în afara Bisericii Sfântului Mormânt, unde se aflau ortodoxii. Și până astăzi stă
ca mărturie stâlpul despicat, cum a venit Sfânta Lumină. Deci vine diferit. Vine sub formă de stele, vine ca o lumină puternică, vine ca un fulger și aprinde dar de multe ori... Dar vine numai vine, la credincioși ortodoxi. Da. Și vine, aprinde de multe ori candele la Sfântul Mormânt, la sus pe Golgota, de la Golgota vine, înconjură Sfântul Mormânt, așa, și aprinde vata de pe Sfântul Mormânt, căci Sfântul Mormânt este sigilat înainte, cu o zi înainte, Sfântul Mormânt este sigilat, nu este absolut nimic foc, nimic aprins, nu este acolo, nu dă voie absolut la nimeni cu nimic, și de acum Patriarhul, după ce înconjură de trei ori Sfântul Mormânt, intră în Sfântul Mormânt și acolo, deci, în rugăciune, și toată lumea se roagă, deci, începând de la ora cam 13:30, toată lumea este deja adunată, cam jur de 13:30 începe această procesiune și toată lumea rămâne rugăciune în biserică. Unii se roagă cu voce tare, unii se roagă cu în taină, fiecare, deci, se roagă acolo la Preabunul Dumnezeu. Ce să vă spun, acolo rugăciunea nu te forțezi ca să o faci. Acolo, la Sfântul Mormânt, rugăciunea curge. Adică vine de la sine și vrei, nu vrei, te împinge din spate o putere și acea putere nu te face nimic altceva decât să te lege pe tine de Dumnezeu, să vorbești cu Dumnezeu în acel moment. Și aceasta o spun din mărturia altora și din puținul cât am trăit, cât am simțit și eu. Apoi Sfânta Lumină, mulți o văd, cum vine prin turla mare a bisericii și aprinde, așa cum am spus, înconjură Sfântul Mormânt. Unii au văzut-o în dreapta Sfântului Mormânt, în dreapta Sfântului Mormânt, ca o lumină albă, deci care în acel moment, deci când se aprinde vata de pe Sfântul Mormânt, Patriarhul pur și simplu aprinde și nu frige în acel moment. Pentru că este lumină dumnezeiască, este lumină necreată. Și după aceea, treptat... Adică e o flacără care nu este fierbinte? Este o flacără care nu este fierbinte, deci care nu arde. Este ceva dumnezeiesc. Și dacă Dumnezeu ne-o trimite, după aceea, treptat, de acum devine o flacără materială, deci care de acum arde, deci care frige. Și după ce am primit, deci, Sfânta Lumină, după ce de la Patriarh a ieșit și a mânat absolut tuturor celor din jur, și ce să vă spun, Sfânta Lumină se transmite rapid. Nu este nevoie să stai câteva, 2, 3, 4 secunde ca să se aprinde de la o lumânare la alta. Se transmite rapid de la o lumânare la alta. Deci este ca ceva dumnezeiesc care imediat se răspândește la toți cei prezenți și se aprind făcliile lor, lumânările lor. E bine, cam așa s-a întâmplat. S-a aprins, după aceea, ieșind de la imediat, în jur de ora 14-15 minute, deja ne-am întâlnit tot grupul nostru, care eram, și am aprins de acum felinarele pe care le avem, felinarul pe care l-aveam, l-am aprins și ne-am deplasat de imediat către mașină, pentru că trebuia să ne deplasăm către Tel Aviv, către aeroportul Ben Gurion, de unde să luăm avionul să venim spre Suceava. Repet, e un dar și o milostivire a lui Dumnezeu pe care o revarsă, iată, an de an. Anul trecut, Sfânta Lumină, mi-amintesc foarte bine, a venit la ora 14:25 de minute, deci în 2008. În 2007 a venit la ora 14:40 de minute. Anul acesta a venit la ora 14:05 minute, a venit Sfânta Lumină. Vă mulțumesc pentru prezență. Necreatul, dumnezeiescul, taina, de multe ori e greu de cuprins în cuvinte. Te mulțumești să o trăiești, să o păstrezi în inima ta, ca pe o taină care te obligă să devii mai bun, te obligă să devii mai apropiat de Dumnezeu și să strigi mereu să rămână în tine acel dor după Dumnezeu. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în Stop Cadru Rădăuțean. Iar noi, stimați telespectatori, mergem acum mai departe cu Stop Cadru Rădăuțean la concertul de Paști de la Catedrala Municipiului Rădăuți. Iubiți credincioși, ne aflăm
pe lângă cuvântul Domnului ascultat în aceste zile la Sfintele Sfântului, acest mesaj al Pierii care a transmis de cântecele pascale ne va face să devenim mai buni, să iubim mai mult pe Dumnezeu, să avem mai multă speranță, să avem dragoste și față de aproape.
Thank you.
culturală. Și apoi lumina, nu e vorba de lumina vizibilă, ci de lumina necreată în Dumnezeu, care ne pătrunde din interior. Dacă lucrurile corale au arătat de frumos în țara aceasta, îngerești divin. Cât de frumos e în rani spiritoși. Cât de frumos cântă corurile îngerești dincolo în cerul. Poate ne fac câteva prime am avut de la țara aceasta. Dar cât de frumos a fost aici. Cât de frumos poate fi dincolo. În altă ordine de idee, iubirea Domnului este marea adevăr pe care a mărturisit nu numai în câteva ași, ci în fiecare zi a vieții noastre. În funcție de acest mare adevăr al iubirii Domnului, stă sau carte dorința noastră creștină. Închipuiți-vă dacă Hristos n-a înviat. Ce fel de creștini am fi fost până astăzi? Am fi fost niște creștini triști sau n-am fost deloc. Învierea Domnului este un adevăr de necontestat. Deși de-a lungul istoriei Domnului au existat destule tentative ca să pună sub obroc acest mare adevăr. Cred că aceste lucruri corale au făcut un lucru esențial în seara aceasta. Părintele vorbea de caracterul stimulativ, de caracterul competitiv, pozitiv al acestor acțiuni culturale naționale. Eu aș spune că în seara aceasta au făcut un lucru esențial. Au mărturisit marele adevăr al Evangheliei. La acest mare adevăr să ținem din toată inima noastră și să-l mărturisim prin cântare și manifestă în viață. Bunul Dumnezeu să dăduiască bucuria învierii în toate zilele vieții dumneavoastră și să descoperiți într-o dinamică continuă frumusețea